Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Andreea Frid, începe Focus, să vedem principalele subiecte ale zilei. Fostul președinte Ion Iliescu a fost transportat de urgență la Institutul de Boli Cardiovasculare din Capitală, acolo unde a fost supus unei intervenții la inimă. Un jandarm care lucrează la Tribunalul Arad și un angajat al companiei de apă din oraș sunt acuzați că ar fi abuzat sexual mai multe minori aflate într-un centru de plasament. Directorul Companiei Naționale de Drumuri a promis public în urmă cu două săptămâni că, începând din 1 aprilie, vor începe lucrările de asfaltare la DN5, drumul care duce spre Vama Giurgiu. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar noi am rămas cu promisiunile, dar și cu gropile. Ion Iliescu a fost operat ieri de urgență la inimă. Diagnosticul pus de medici a fost pericardită hemoragică. Practic în sacul care învelește cordul s-a acumulat lichid, așa că medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Capitală au stabilit că e nevoie de intervenție chirurgicală ca să fie eliminat tot acel lichid. Intervenția suferită de Ion Iliescu a durat în jur de o oră, iar rezultatul final a fost foarte bun, a transmis managerul de la Institutul de Boli Cardiovasculare printr-un comunicat de presă. În prezent, domnul Ion Iliescu se află în perioada postoperatorie imediată în secția de terapie intensivă a institutului nostru. Este stabil și în afara unui pericol imediat. Managerul nu a oferit și alte informații la cererea familiei fostului președinte. Medicii cardiologi spun că pericardita hemoragică poate duce la deces în cazul în care nu se intervine la timp. Operația nu este însă una dificilă. Se scoate acest lichid printr-o puncție, da, se încearcă de multe ori cu ghidaj, se extrage această cantitate de lichid. De multe ori această procedură, această investigație, să-i spun așa, poate fi realizată și în scop diagnostic. Postul șef al statului va sta la terapie intensivă până mâine, atunci când va fi mutat pe secția de cardiologie, spun surse din cadrul spitalului. Recuperarea pentru o intervenție precum cea suferită de Ion Iliescu durează de obicei câteva zile. Pacientul asimptomatic sau quasi-simptomatic, cantitatea de lichid s-a acumulat lent, atunci e recomandat repaus la pat, antiinflamatoare și urmărire. Desigur, pacientul va fi chemat ulterior să-l mai vedem. Ion Iliescu are probleme cu inima de mai mulți ani. Până acum i-au fost montate 6 stenturi, ultimul la Paris în 2007. Postul șef de stat merge lunar la control la Elias. De altfel, medicii de acolo sunt cei care l-au trimis la CC Iliescu după ce au observat că respira greoi. Numele primului președinte de după 89 e marcat de numeroase controverse. Ion Iliescu este inculpat pentru infracțiuni contra umanității în două dosare, cel al Mineriadei și cel al Revoluției. Cristian Borcea a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din cauza unor probleme cardiace. El se află internat și acum revenim cu detalii peste câteva minute în jurnal. O grădiniță din județul Vâlcea a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață. Incendiul a izbucnit însă cu câteva minute înainte ca educatoarele și copiii să ajungă la cursuri, așa că nu sunt victime. În aceeași clădire funcționau și biblioteca și dispensarul din sat. Flăcările s-au extins la nivelul acoperișului pe o suprafață mare. Au ars peste 250 de metri pătrați, dar și izolația exterioară. Pompierii au muncit pentru stingerea flăcărilor mai bine de două ore. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este coșul de evacuare prost izolat. Un jandarm care lucrează la Tribunalul Arad, dar și un angajat al companiei de apă din oraș sunt acuzați că ar fi abuzat sexual mai multe minore aflate într-un centru de plasament. Jandarmul a negat toate acuzațiile în fața șefilor săi și la fel a făcut și celălalt bărbat în fața anchetatorilor. Ancheta însă continuă în acest caz și este coordonată de procurorii militari și civili. Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu 4 ani, dar au ieșit la iveală abia acum, după ce una dintre fete a fost dată în plasament unei familii. Tânăra trecea printr-o serie de stări emoționale care au atras atenția noii familii. Am observat împreună cu membrii familiei că fata are un comportament destul de ciudat, e foarte tristă, foarte deprimată și în anumite momente ale zilei se ascundea în locuri întunecate și plângea în hohote. Familia fetei a apelat la un psiholog, însă nici acesta nu și-a dat seama ce anume s-a întâmplat cu fata. În cele din urmă, oamenii au aflat cu ajutorul altui specialist că fata lor a fost abuzată în centrul din care a venit de doi bărbați. Soțiile acestora lucrau chiar în centrul respectiv. Fata are acum 14 ani, dar când ar fi fost comise faptele reclamate,
Avea 10. Primul abuz a fost pe o perioadă de aproape un an de zile și al doilea a fost pe o perioadă mai scurtă, dar câteva rânduri s-a repetat. Mai mult, nu doar fata lor a fi fost abuzată în centru, ci și celelalte minore aflate acolo. Abuzul s-a repetat de foarte multe ori și abuzul era în sufrageria mare și la noi în cameră. Erau de față și ceilalți copii? Da, da, toți copiii, fetele și băieții. Noi toți copiii am spus la doamna respectivă că se întâmplă asemenea chestii, că ne pipăie și un alta și au zis că nu sunt adevărate. Reprezentanții casei de tip familial resping acuzațiile și susțin că ar fi vorba de o răzbunare. A fost prima casă de tip familial din România, așa, și probabil că deranjează, că merg treburile prea bine. Îi credeați în stare pe cei doi bărbați să facă așa ceva, dumneavoastră îi cunoaște. Vai de mine, cum se crede? Cei de la Protecția Copilului din Arad au deschis o anchetă, iar cei 6 angajați din casa incriminată sunt cercetați disciplinar și au fost deja mutați într-un centru de adulți până la lămurirea cazului. De asemenea, au fost desemnate mai multe echipe de asistenți social și psihologi care vor evalua toți copiii din sistem. Jandarmul implicat în scandal a negat în fața conducerii jandarmeriei Arad orice acuzație. Subofițerul a depus un raport personal către conducerea Inspectoratului de Jandarmerie de Țean Arad, în care neagă vehement aceste acuzații și chiar se simte șocat. Și angajatul companiei de apă din oraș a negat acuzațiile aduse. Dosarul se află la parchetul militar Timișoara, pentru că jandarmul are statut de militar, dar și la parchetul de pe lângă tribunalul Arad, pentru calitatea de suspect civil a celui de-al doilea bărbat. Trei minori din Iași au ajuns în fața magistraților cu propunere de arest preventiv după ce au tâlhărit un taximetrist. Cei trei în vârstă de 13, 14 și 15 ani au toți antecedente penale și fac parte dintr-un grup mai mare de tineri care acționează de obicei în zona centrală a orașului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ce vă cu banii furați la taximetrist? De ce l-ai amenințat cu tine? Câte fapte de genul ăsta am făcut până acum? Suspecții au fost reținuți de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale la aproape două săptămâni după ce au tâlhărit un taximetrist. Puțin după miezul nopții, cei trei au urcat într-o mașină și au cerut să fie duși la o destinație din oraș. Când au ajuns acolo, au coborât să vadă dacă nu este nimeni prin zonă. Băiatul de 15 ani l-a amenințat cu cuțitul pe șofer, iar fata a luat 145 de lei de la parasolarul mașinii. Răufăcătorii au reușit să dispară înainte ca taximetristul să ceară ajutor. Când ar fi ajuns la destinație, aceștia ar fi exercitat acte de violență asupra taximetristului, i-ar fi sustras bani și totodată nu ar fi achitat contravaloarea cursei. Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere aflate în gară și a descrierilor făcute de cel tâlhărit, polițiștii au reușit să-i găsească pe autorii, care sunt clienți mai vechi de-ai lor. De altfel, nu este prima dată când autoritățile au de-a face cu fără de legi comise de minori în Iași. În urmă cu un an, o altă gașcă de hoți minori a fost destructurată de anchetatorii din Iași. Atunci, după zile întregi de filaje și zeci de audieri de martori, autoritățile au reușit să probeze zeci de furturi din genți, buzunare și magazine, tâlhării comise exclusiv de minori. 9 dintre ei au fost arestați anul trecut. Și suspecții care l-au tâlhărit pe taximetrist fac parte din familii dezorganizate, în care cel puțin unul dintre părinți a comis ilegalități. Cristian Borcea a fost dus aseară de urgență la Spitalul Floreasca. Din ce cauză a ajuns la spital și care este starea de sănătate a lui, ne spune chiar acum Ana Maria Gagea. Ana Maria, te ascultăm. Cristian Borcea a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din cauza unor probleme cardiace. Acesta este internat pe secția de chirurgie cardiovasculară și momentan este în grija medicilor, care spun că starea lui este una stabilă. În această dimineață, omul de afaceri trebuia să se prezinte la instanța supremă pentru a fi audiat în dosarul lui Nicolae Onțanu. Fostul reședinte al clubului Dinamo este închis în prezent la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat în luna februarie la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării prajelor împreună cu Radu Mazăre. Nu este însă pentru prima dată când acesta ajunge la spital. În anul 2012 Cristian Borcea a fost operat pe cord deschis tot la Spitalul Floreasca, iar operația a fost un succes. Andreea?
Ana Maria, îți mulțumim pentru informații. Scaunul auto pentru copii nu este un moft, ci un obiect vital care poate salva viața celor mici în cazul unui accident. Până la ce vârsta copiilor este obligatoriu, dar și ce spun cei care încă nu aplică regulile, aflăm în câteva momente. Fostul tenismen Ilie Năstase și-a găsit jumătatea pentru a cincea oară. Este hotărât să-și refacă viața și să se recăsătorească. De data aceasta, Ioana Simion este cea alături de care Ilie Năstase și-a găsit liniștea după divorțul controversat de Brigitte Sfăt. A cincea oară poate fi cu noroc. Ilie Năstase vrea să își oficializeze relația. Fostul jucător de tenis a decis să o ia de soție pe actuala parteneră alături de care se simte împlinit. Acum suntem prieteni cu cineva și așteptam să nu mai să scandal, nu vrem să declarăm. Ilie Năstase a avut un an tumultos în care nu doar că a bifat un divorț, ci a reușit să-și supere câteva colege de breaslă și să aibă un conflict cu poliția. Acesta a fost taxat pentru comentariile rasiste făcute la adresa tenismenei Serena Williams și i-a înjurat pe agenții de poliție care l-au surprins la volan sub influența alcoolului. Fosta soție, Brigitte Sfăt, a trecut peste mariajul cu Năstase și chiar susține relația fostului ei soț cu noua lui iubită. Este o persoană care este potrivită pentru el. Într-adevăr, este o persoană care, da, se pare că, da, are un viitor. El nu are 24 de ani, n-ar avea, dar ea este o persoană și... Eu mă bucur pentru el, adică mă bucur foarte mult pentru el. Povestea de dragoste pe care Năstase o trăiește alături de Ioana Simion durează de câteva luni, însă timpul nu este un impediment pentru cei doi îndrăgostiți. Fostul tenismen a declarat că nunta va avea loc în vara acestui an. Cei doi își vor uni destinele pe 17 august, în stațiunea Mamaia. Deși directorul Companiei Naționale de Drumuri a promis public în urmă cu 2 săptămâni că începând din 1 aprilie vor începe lucrările de asfaltare la DN5, drumul care duce spre Vama Giurgiu, acest lucru nu s-a întâmplat. Iar noi am rămas doar cu promisiunile și cu gropile de care șoferii se plâng de ani de zile. Așa arată drumul spre Vama Giurgiu. Cei care intră în România și traversează frontiera sunt întâmpinați de gropi. Când se vor începe lucrurile? Aveți așa o dată estimativă? Cu siguranță nu mai târziu de săptămâna viitoare, pentru că sunt lucrurile care încep imediat după iarnă. Revizia va începe conform normativelor undeva pe 1 aprilie, dar în cazurile în care sunt evidente degradările majore ale drumului, încep mai repede. Declarația directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a fost făcută în urmă cu mai bine de 2 săptămâni. De atunci, nimic nu s-a schimbat. Niciun utilaj nu era acolo, niciun muncitor, nimic care să dea de bănuit că directorul s-a ținut de cuvânt. Autoritățile au promis că vor asfalta drumul național 5 în această săptămână, dar se pare că nu se ocupă nimeni de șoseaua care este extrem de circulată, fiind principala rută de acces către frontieră. Iar cei care trec Vama Giurgiu sunt nevoiți să facă slalom printre gropi chiar de la intrarea în țară. Ați văzut până acum muncitorul când ai? Nu am văzut, au spus în urmă cu 2 ani că asfaltează drumul și nicio treabă. Nu ați văzut până acum pe nimeni să se ocupe nu, aici, nu? Nu, decât niște plombări așa, nisip și... Și cam de cât așa? De câți bani? Nu cred că o să termine vreodată, să termine drumul, lucrările la drumul ăsta. Dezastru, ce neavi! Ăsta e drum, nu o să fie șosele, să fie totul bun, cam palmă, e vai și amar de mama lui. Dezastru, rupe mașinile pe aici. Vindeți pe aici? De 2 ori pe lună. Și ai văzut pe ceva să lucreze aici la drum? Nu lucrează nimeni, doar au asfaltat porțiunea acolo și gata, să ne păcălească. Mai prost ca la noi nu se poate nicăieri unde să fie, că și Bulgaria au mai frumos și mai bine ca noi. Nu ați văzut niciun muncitor pe aici, nimic? No, am fost o dată când a pus biscuiții, atât. Că era gropile cu jumătate de metru. La ultimii vreo 2 săptămâni? Nu. Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă pronunț ce impresie lăsăm. Începând de la vamă, de la intrare și până la ieșire aici. Drumul primăriei l-am preluat și am cârpit noi și am avut de cârpit până când o să facem varianta de opolire. S-au făcut plombări între tine, curente, practic. Va fi asfaltat complet? Vă întreb pentru că eu am fost azi dimineața acolo și față de acum o săptămână nu am văzut nicio schimbare.
Probabil că încă n-au intrat pe el ca să-l frezeze și să lucreze, dar zile lasă, s-o perioada să încep lucrurile și acolo. În 2016, CNEI reanunța că va face un nou drum spre Vamă lung de 7 km și cu două benzi pe sens. În noiembrie 2017 ar fi trebuit să se demareze lucrările, iar anul trecut trebuia să fie gata. Nici acel drum nu există. Scaunul auto pentru copii nu este un moft, ci un obiect obligatoriu care îi poate proteja și chiar le poate salva viața celor mici în cazul unui accident rutier. Începând din 2017, toți șoferii care au copii cu vârsta de până în 12 ani și circulă în state din Uniunea Europeană trebuie să aibă un astfel de scaun special. Din nefericire, nu toți românii respectă regulile și continuă să-și transporte copiii în condiții riscante. Aceste imagini ar trebui să tragă un semnal de alarmă. Călătoria pentru acești copii se putea termina tragic. Într-o clipă de neatenție, o banală plimbare menită să-i amuze pe cei mici se poate transforma într-un eveniment tragic. Scaunul de mașină pentru copii nu este un moft. Un copil care nu este așezat într-un astfel de dispozitiv, în caz de impact, chiar și la 15 km la oră, poate cădea cu ușurință între scaunele mașinii. Scaunele auto speciale pot salva viețile copiilor, însă nu toți părinții le dau importanța necesară. Pericolul este iminent, pentru că atât timp cât copilul nu este foarte bine fixat și nu are centura de siguranță ca și noi, de altfel, atunci s-ar putea oricând, la orice frână. Important este siguranța noastră și a copiilor noștri. Din păcate, mulți nu folosesc. Nu i-am folosit. Am avut scoică prima dată când a fost bebe, după aia a fost scaunul mare cu două centuri și acum are înălțături. Am avut o perioadă când am fost șofer și foarte mulți clienți veneau cu copiii mici, în mașină, grămadă pe banchetă. Amândouă au avut scaun, numai că cealaltă are deja 1,40 m și nu mai e obligatoriu și poartă doar centura, aproape ca adulții. Specialiștii spun că 80% din scaunele auto pentru copii sunt instalate greșit, iar asta nu oferă siguranța necesară. Poziția scaunului este foarte important ca copiii până la 4 ani să stea cu spatele la direcția de mers, pentru că îi protejează foarte mult în caz de impact în zona de gât, coloană și bazin. Știm că acei copii care stau în scaunele speciale sunt protejați cu până la 90% față de copiii care nu stau în niciun dispozitiv special și în caz de accident ei sunt protejați în toate zonele corpului. În toate statele din Uniunea Europeană, scaunele auto pentru copii sunt obligatorii până la vârsta de 12 ani. Pentru copiii care nu au împlinit 12 ani, dar au o înălțime mai mare de 1,25 m, se recomandă înălțătoarele. Șoferii care transportă copii și nu țin cont de această lege riscă amenzi între 600 și 1200 de lei. Senatorul PSD Claudiu Manda se grăbea atât de tare să ajungă la Senat încât a rămas fără permis. A încercat să se scuze, însă oamenii legii nu au ținut cont de scuzele lui. În cele din urmă, senatorul a primit o amendă în valoare de 1300 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. Întâmplarea a avut loc la numai două zile după petrecerea de nuntă dată de social-democrat și Olguța Vasilescu. La ora 4 trebuia să fiu la Senat. Așa. La 4 începea ședința de plen. Era la 4 fără 20 în Mihăilești. Erau două benzi pe sens. Mai aveam 20 minute până să ajung. În schimb, senatorul nu este deloc supărat pe această decizie luată de oamenii legii. Ba chiar se bucură că polițiștii au înțeles că se grăbește și i-au scris repede amenda. Când a fost prins de oamenii legii, Claudiu Manda conducea cu viteza de 125 de km pe oră. E de apreciat cum s-au mișcat cei de la poliție, în sensul că au înțeles că mă grăbesc, le-a luat vreo 10 minute să scrie declarația dovada. Parlamentarul va rămâne pieton pe o perioadă de 90 de zile, dar și cu o amendă. Pompierii din Argeș au avut o misiune grea în această dimineață. Au reușit să salveze un cal care a căzut într-o fosă septică dintr-o curte și a fost imposibil să mai iasă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Are plasă, se duce rău de tot.
Misiunea pompierilor a fost una extrem de dificilă. Ca să poată scoate animalul căzut în fosa septică, oamenii l-au legat cu unul dintre furtunurile pe care le folosesc la stingerea incendiilor. După minute bune, salvatorii au reușit să scoată animalul speriat din groapă. Cu grijă, l-au lăsat preț de câteva clipe să-și revină. Animalul a căzut la 2 metri adâncime în hasnaua care era acoperită cu o bucată de ciment. Calul a trecut peste ea și sub greutatea lui cimentul a cedat. Proprietarul animalului a auzit zgomotul puternic și a încercat de unul singur să-l scoată din groapă. Nu a reușit, așa că a apelat la vecini și apoi la pompieri. Primarul a trimis și el un excavator pentru ca oamenii să poată să ridice efectiv calul fără a-l răni. A ajuns la locul intervenției, am constatat că era un cal căzut în haznaua proprietarului. S-a acționat cu mijloace de primă intervenție și cu bul de excavator de la primăria Buia de Sus. Calul a fost scos în condiții de siguranță. Nu au fost probleme. În ciuda gropii destul de strânte în care a căzut și a cimentului de care s-a lovit, calul are doar câteva zgârieturi. Proprietarul spune că va betona de data aceasta gura de acces. Un tir a fost lovit în plin de locomotiva unui tren marfar la Fetești la ieșirea din oraș spre Movila. Șoferul tirului, un bărbat din Bulgaria, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată. În urma impactului puternic, locomotiva a fost distrusă și doi stâlpi de la linia de contact au fost rupți. Mecanicul locomotivei și șoferul tirului au primit îngrijiri medicale și au refuzat să fie duși la spital. O macara de mare tonaj a ridicat locomotiva deraiată, dar și tirul, de pe șine, iar la această oră circulația blocată la momentul accidentului se desfășoară în condiții normale. Robotul Nao, unul dintre cei mai cunoscuți din lume, a ajuns la Constanța. 90 de copii care suferă de autism au făcut cunoștință cu umanoidul de jucărie, capabil să le stârnească micuților interesul pentru comunicare și atenție. Dacă este programat cum trebuie, robotul Nao poate să facă aproape orice, iar cel de la Constanța vorbește și limba română. Nao este un robot programabil ce poate fi folosit în nenumărate domenii, printre care în cercetare, în învățământ și în toate câmpurile în care asistența robotizată este utilă. Acest tip de robot este folosit și în școlile speciale pentru copiii care suferă de autism. Chiar dacă nu este menit să înlocuiască psihologul, Nao a reușit să le pună puștilor imaginația la încercare. Roboții Nao folosesc procesoare foarte puternice și două camere video HD montate în ochii jucăriei. Acestea îl fac capabil să recunoască obiectele și fețele copiilor chiar și în condiții slabe de iluminare. Robotul mai este dotat cu un senzor de distanță, două receptoare și emițătoare de unde infraroșii, 9 senzori tactili și 8 senzori de presiune. La Constanța sunt doi roboți, unul vorbește în limba română, iar sora lui vorbește limba engleză. Urmărim trei activități distincte. Ședințele de socializare, în ceea ce privește integrarea în școală. Urmărim să dezvoltăm ședințe de logopedie și al treilea să-l folosim pe Nao în ședințele de terapie alături de copiii cu nevoi speciale și în special copiii cu autism. Nao are ascunse în corpul său 4 microfoane și un program de recunoaștere vocală care îi permite să identifice cuvintele cheie din terapia copiilor cu spectru autist. Cei doi roboți Nao din centrul terapeutic de la Malul Mării au costat 35.000 de euro. Nu doar copiii s-au entuziasmat, ci și părinții lor. Aveți un copil aici, nu? Da, îl am pe Răzvan de 5 ani, diagnosticat cu tulburare de spectru autist. L-a văzut și este foarte încântat. Chiar se comportă extraordinar în prezența roboțelului, în sensul că este foarte atent. Cred că e foarte binevenit. O să observăm pe parcurs. Acum mă încântă că l-am văzut și eu pentru prima oară și nu știu deocamdată ce poate să facă, dar o să văd, o să observ zi de zi. Roboții vor ajunge în curând în alte 10 orașe din țară pentru a interacționa și cu alți copii care suferă de autism.
Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, va fi operat la inimă în această săptămână. În vârstă de 75 de ani, artistul va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru înlocuirea unei valve cardiace sau pentru montarea unui stent. Cu doar câteva zile în urmă, legendara trupă Rolling Stones a anunțat că își anulează concertele din Statele Unite și Canada din cauza unei probleme de sănătate a lui Jagger. Membrii formației au anunțat sâmbătă că vor amâna toate concertele care fac parte din turneul ce urma să aibă loc în Statele Unite și Canada, pentru a oferi lui Mick Jagger timp să primească tratament medical. În anunțul lor, artiștii nu au dat explicații și nu au specificat despre ce fel de tratament are nevoie Jagger. Ulterior s-a aflat că solistul va fi operat la inimă. Turneul nord-american era programat în intervalul 20 aprilie-29 iunie. Cântărețul britanic nu a dat nici cel prea multe detalii despre problemele sale medicale, dar le-a transmis fanilor pe Twitter un mesaj prin care își cere scuze și promite că va munci foarte mult pentru revenirea pe scenă, cât mai curând. Duminică, un fan l-a fotografiat pe artist la plajă, împreună cu soția și cei doi copii. După o viață timpurie agitată și cu droguri, în stil rock and roll, Mick Jagger ține acum o dietă sănătoasă, alergă și merge la sală frecvent. Trupa The Rolling Stones a fost înființată la Londra în 1962 și este una din cele mai apreciate formații rock din lume. Grupul britanic a lansat până acum 30 de albume, care au fost vândute în 200 de milioane de exemplare la nivel mondial. În prezent, trupa lucrează pentru un nou album. Copiii și tinerii cu autism au nevoie să fie integrați și acceptați. Este mesajul transmis astăzi de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, un diagnostic care, din păcate, în țara noastră condamnă de multe ori la izolare. Și costurile terapiilor sunt extrem de mari, iar părinții fac eforturi uriașe să le acopere. Autoritățile promit că de acum încolo vor face mai mult și au semnat astăzi un protocol care prevede 5 ore gratuite de terapie pe săptămână. Vrei să ne spui și tu? Nu. Ce faci tu? Lipim cu pistolul de silicon. Facem tot felul de tablouri. Ai lipit cu două pistoale, bravo! Unul albastru și unul verde. Cristian are 16 ani și a fost diagnosticat cu autism în primii ani de viață. Adolescentul trăiește într-o lume învăluită în mister, chiar și pentru medici, care nu știu încă multe despre această afecțiune. Dincolo de toate însă, are multă afecțiune de oferit și e plin de creativitate. Adoră să lipească, să picteze și să danseze. De la o școală specială, căci din păcate nu sunt acceptați, deși sunt foarte iubitori și se adaptează situațiilor. Terapie multă, mergem la tot felul de activități de socializare. Costul terapiei pentru un copil cu autism pornește de la cel puțin 1000 de euro pe lună. Nevoile nu se opresc însă aici. Integrarea e esențială, pentru că diferit nu înseamnă mai puțin valoros. Băiețelul meu are 16 ani și jumătate și îl cheamă Vlad Sebastian. Am avut un extraordinar noroc să cunosc oameni care au fost toleranți și ne-au ajutat. Am avut norocul să fim incluși într-o școală normală, ceea ce l-a ajutat extraordinar de mult să crească și să aibă o viață aproape normală. În parcul din Piața Unirii s-au strâns zeci de copii și tineri cu autism, părinți și terapeuți. Și actorul Mihai Călin a spus prezent la evenimentul organizat la București de Ziua Mondială a Autismului, ca să-și arate susținerea și să transmită un mesaj. Autismul nu este o boală. Pur și simplu, creierul este altfel, puțin altfel construit. Și ei au nevoie de prieteni, au nevoie de interacțiune cu ceilalți. Unii sunt mai închiși în ei, alții sunt mai comunicativi, așa cum suntem și noi. La rândul lor, părinții copiilor cu autism au vrut să transmită mesaje pentru autorități. Ce mesaj aveți pentru guvernanți? Încercați să ne observați, să nu ne mai priviți de sus și să faceți cât uși de cât ceva ca să fie și ei cât mai aproape de normal, pentru că ei sunt o lecție de viață pentru noi toți și chiar am avea de învățat cu toții de la ei.
Sorina Pintea a anunțat că a încheiat un protocol de colaborare între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe și Casa de Asigurări de Sănătate. Pe viitor, persoanelor diagnosticate cu autism ar urma să li se deconteze 5 ore de terapie pe săptămână. Datele statistice arată că unul din 51 de copii din România este diagnosticat cu autism. Numărul cazurilor înregistrate în 2017 se ridică la 8.000. În realitate, numărul ar putea fi mult mai mare. Toți cei care au abonament de telefonie mobilă vor scoate de acum mai mulți bani din buzunar. Cele mai mari companii telecom anunță că vor scumpi serviciile ca un efect al celebrei taxe pe lăcomie, introdusă în controversată ordonanță 114. Astfel, abonații vor trebui să suporte prin preț atât noile taxe, cât și creșterea celor existente. De la adoptarea ordonanței 114, scumpirile se țin lanț. Cele mai recente majorări anunțate sunt cele la abonamentele de telefonie mobilă. Începând cu 6 mai 2019, prețul pachetului de servicii aferent acestui număr de telefon va crește cu 0,92 euro TVA inclus, așa arată doar unul dintre mesajele primite astăzi de abonații unuia dintre cei mai importanți actori de pe piața de telecomunicații din România. Acesta însă nu este singurul și spun asta pentru că până în prezent 4 companii au făcut același lucru, vorbim despre UPC, Telecom, RCS, RDS, iar acum și Vodafone. Data de la care se va pune în aplicare scumpirea diferă de la o companie la alta, la fel și tarifele. Totul se întâmplă ca urmare a faptului că societățile din domeniul comunicațiilor vor fi obligate să plătească o taxă de 3% din cifra de afaceri, care împreună cu alte câteva măsuri au fost denumite ca fiind taxa pe lăcomie. Potrivit companiilor, măsurile impuse sunt fără precedent în istoria industriei telecom din România, iar acestea vor afecta puternic atât buzunarele clienților, cât și dezvoltarea economiei digitale. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, este acuzat că ar fi recurs la mai multe tactici aflate la limita legii pentru a modifica datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018. Acuzația gravă care îi se aduce vine din partea USR, care a luat legătura cu ANAF-ul, de unde au aflat că guvernul a amânat timp de mai multe luni să ramburseze TVA-ul către companiile românești, totul pentru a se încadra în limita de 3% a deficitului. USR aduce acuzații grave la adresa lui Eugen Teodorovici privind ținta de deficit bugetar de 3%. Îl acuzăm de faptul că a chinuit economia ca să măsluiască cifrele de deficit bugetar pe 2018. Deputatul Claudiu Năsui susține că ministrul de finanțe ar fi folosit mai multe tactici, iar una dintre acestea a fost stoparea rambursărilor de TVA în lunile noiembrie, decembrie și ianuarie. Am investigat, am interpelat ANAF-ul, ne-au răspuns și datele confirmă exact acest lucru. Vedem încetinirea abruptă de la o medie de 1,4 miliarde lunare de rambursări de la TVA la 0,9 deodată și apoi după luna ianuarie, deci februarie și martie, explozie acestei medii la 2,2. Deci cineva a așteptat, cineva, Ministerul Finanțelor, a așteptat cu banii, cum a trecut luna ianuarie, i-au dat înapoi la oameni, chinuindu-i, ținându-le banii. Și toate astea de ce? Ca să iasă deficitul acela de 3% pe care noi de facto nu-l mai respectăm. Aflat la conferința privind reuniunea informală a ministrilor de finanțe din Uniunea Europeană, Teodorovici a preferat să evite un răspuns la acuzațiile care i se aduc. Haideți, Ecofin, mulțumesc. Nu cred că cele două zone se vor alinia vreodată, Ecofin cu restul. Economiștii însă dau dreptate celor de la USR și spun că măsurile luate au afectat numeroase companii, dar și oameni de rând care aveau de încasat bani de la stat. Este vorba de înfrumusețarea datelor printre niște artificii contabile. Dacă ai bani de încasat de la stat, stai și aștepți cu ochii în soare pentru când o fi la mila Ministerului de Finanțe să-ți dea banii înapoi. Și lucrul ăsta înseamnă un blocaj comercial. Un alt subiect la fel de controversat, dar pe care Teodorovici nu a vrut să-l discute, este și faptul că România a decis să se împrumute 3 miliarde de euro pe 7, 15 și 30 de ani. Totul însă, fără o justificare clară. România se va împrumuta 3 miliarde de euro prin facem povestea separată și avem ce aspecte. Ne împrumutăm 3 miliarde și nu știm ce am făcut de toate aceste miliarde împrumutate în ultimii 30 de ani, deci nu avem un obiectiv concret care să putem spune, doamne, uite, am împrumutat 3 miliarde, dar de ăla am făcut cu tare autostradă, cu tare spital, cu tare număr de școli. Deci asta este problema. Dacă te împrumuți
doar pentru a-ți plăti cheltuielile curente, la un moment dat această datorie te ajunge din urmă și intri în blocaj. De la căderea regimului comunist și până în prezent, România s-a împrumutat în jur de 90 de miliarde de euro. Tot mai mulți tineri cad victime stresului, nu doare, dar ne omoară puțin câte puțin zi de zi. Grijile cotidiene, problemele financiare, agitația de la locul de muncă și goana după succesul în carieră ne transformă viața liniștită în una stresantă. Sănătatea psihică și fizică ne este grav afectată de stres, iar România se află în topul țărilor europene cu cei mai stresați cetățeni. România este campioană europeană atunci când vine vorba de stres, arată un studiu Eurostat, iar bolile asociate stresului apar încă de la vârsta de 30 de ani. Specialiștii spun că stresul ne poate afecta pe toate planurile. Stresul este într-adevăr un factor important pentru această mortalitate prematură. Și oamenii și cu care lucrezi și... Da, depinde de factori. De exemplu, sunt o persoană foarte emotivă, adică mă consum foarte mult din cauza asta și pun la suflet. Vorbim de un program intens de muncă care se adună pe lângă celelalte griji cotidiene și atunci, într-adevăr, poți să ai și căderi psihice. Stresul acesta prelungit, clar, contribuie la dezvoltarea patologiei psihiatrice. Se consideră că o anumită doză de stres este benefică, pentru că ne ajută să fim mai motivați. Numai că în societatea actuală stresul este permanent, prelungit, este overwhelming, ca să spunem așa. Și vine din toate părțile. Nu doar probleme psihologice se pot naște din cauza stresului. Stresul este considerat o adevărată problemă a secolului 21. Diabetul, hipertensiunea arterială sau depresia sunt numai câteva din bolile pe care le putem dezvolta din cauza stresului. Potrivit Eurostat, în România, aproape 49% din decese au la bază boli care apar din cauza stresului. Atacuri vasculare cerebrale, hipertensiune arterială și infarct. Toate bolile cardiovasculare se nasc datorită, printre altele, și datorită stresului. Nu numai bolile cardiovasculare, ci o mulțime de alte boli apar tot datorită stresului. Și stresul este nociv, este extrem de nociv. Este poate cel mai nociv factor de risc care acționează asupra corpului. Încercăm să eliminăm stresul prin a fi mai organizat și... cu agenda la zi. Am în fiecare zi zile stresante la serviciu. Încerc să-mi păstrez calmul. Eu tot timpul o să fiu optimist și pozitiv, asta pot să vă spun. La fel de stresați ca noi sunt turcii, portughezii și suedezii. Din păcate, numărul persoanelor care au murit din cauza gripei crește de la o zi la alta. Alți doi oameni au fost răpuși, iar numărul celor decedați a ajuns la 190. Ana Maria Maxim are mai multe informații. Ana Maria, te ascultăm. Este vorba despre o femeie de 43 de ani din județul Bihor care suferea de câteva boli cronice și nu fusese vaccinată antigripal. Până în data de 24 martie, în toată țara au fost imunizate contra gripei prin programul național de vaccinare peste 1.300.000 de persoane și vorbim aici despre bătrâni, copii și femei gravide. Epidemia de gripă a fost anunțată de ministrul Sănătății Sorina Pintea oficial în data de 30 ianuarie. La momentul respectiv, în țară erau confirmate peste 50 de decese, toate puse pe seama gripei. Așa cum spuneai și tu, Andreea, în acest moment s-a ajuns la 190 de morți din cauza gripei, potrivit cifrelor de la Institutul Național de Sănătate Publică. Ca să fie eficient, vaccinul contra gripei să aibă o eficiență cât mai mare, trebuie făcut în luna septembrie sau în luna octombrie. Andreea? Ana Maria, îți mulțumim pentru informații. După slujba obișnuită de duminică, un grup de preoți catolici dintr-o biserică poloneză au ars mai multe cărți cunoscute în timpul unei ceremonii împotriva vrăjitoriei. Harry Potter, romanul Twilight, dar și alte obiecte aduse de credincioși, despre care preoții spun că au legătură cu vrăjitoria, au fost duse în curtea bisericii și incendiate. O fundație catolică din Polonia a postat pe Facebook o serie de fotografii în care se vede cum trei preoți cară într-un coș o mulțime de cărți, dar și alte obiecte despre care aceștia susțin că au legătură cu vrăjitoria. Printre acestea, amulete, talismane, chiar și o umbrelă cu Hello Kitty, aduse de către credincioși.
Cărți din celebrele serii Harry Potter și Twilight, pe care le consideră sacrilegii, au ars în curtea bisericii. Imaginile postate au fost însoțite de citate din Vechiul Testament, în care sunt condamnate vrăjitoria și idolatrizarea. Aventurile lui Harry Potter, tânărul vrăjitor imaginat de romanciera britanică J.K. Rowling, au fascinat mii de copii și adolescenți din întreaga lume. Cu toate acestea, romanul a stârnit multe controverse de-a lungul timpului. Printre cărțile incendiate s-au aflat și exemplare ale romanului Twilight, în care se vorbește despre relația de iubire dintre o adolescentă și un vampir. Romanul a fost ecranizat în 2008 și s-a bucurat de un succes imens. Evenimentul a avut loc după slujba de duminică, la ora 11, și aceste ofrande, care au fost aduse bisericii de-a lungul săptămânii, au fost adunate în fața bisericii și a existat un foc, a povestit un enoriaș anonim. Acțiunile preoților au fost recunoscute de episcopatul polonez și de preotul local, dar aceștia au refuzat să facă vreun comentariu. Un cadru didactic de la o grădiniță din China a fost arestat pentru că a otrăvit în mod deliberat 10 de copii. El a pus nitrit de sodiu în mâncarea copiilor pe care aceștia au consumat-o la micul dejun. 23 de minori au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău imediat după masă, iar unul dintre ei este în stare gravă. Nitritul de sodiu este un produs chimic folosit pentru conservarea cărnii, dar care este toxic, chiar letal, dacă este consumat în stare pură. Incidentul a avut cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a unei legi prin care cadrele didactice de la creșe și grădinițe sunt obligate să mănânce alături de copii. Această lege vine în urma mai multor scandaluri alimentare care vizează alimentația în unitățile de învățământ. Poliția face cercetări pentru a descoperi motivul pentru care cadrul didactic a făcut așa ceva. Vremea rea face ravagii în lume, inundațiile fac prăpăd în zone geografice unde seceta e prezentă de decenii întregi. În Iran, autoritățile au dat ordin de evacuare pentru numeroase localități în urma inundațiilor devastatoare. Iar în Mozambic, supraviețuitorii ciclonului Idai se confruntă cu holera, care se răspândește în ritm alarmant. Iranul este afectat de inundații care au o amploare neobișnuită. Peste 40 de oameni au murit în ultimele zile, iar mai multe localități din vestul acestei țări au primit ordin de evacuare. Autoritățile au declarat că unele regiuni sunt complet inundate și se tem că digurile vor ceda. Telefoanele nu funcționează, comunicațiile radio sunt deconectate, iar din zone întregi autoritățile nu au nicio veste. De asemenea, elicopterele nu pot ateriza din cauza vremii nefavorabile, iar unul din aeroporturi este sub ape. Un prim val de inundații a afectat nord-estul Iranului la jumătatea lunii martie. În total, 23 dintre cele 31 de provincii ale Iranului au fost lovite de inundații. În tot acest timp, cazurile de holeră din Mozambic s-au dublat în ultimele 48 de ore. Boala se răspândește rapid după ce ciclonul Idai a distrus localități întregi din această parte a lumii. Autoritățile fac eforturi pentru a restabili sistemul de apă afectat și să aducă asistență medicală suplimentară. We are trying to avoid an outbreak of cholera at the moment. We expected this, we were prepared for this, we have doctors in place, so this is what we're doing at the moment. Holera este o boală endemică în Mozambic, care provoacă diaree acută și poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată. Se dezvoltă în condiții de igienă precară și se răspândește extrem de rapid, prin apă și alimente contaminate. Aproape 1 milion de vaccinuri au fost trimise în zonă de Organizația Mondială a Sănătății pentru a ajuta la limitarea focarului. Un protest inedit a avut loc în Parlamentul Britanic, iar în timp ce parlamentarii dezbăteau amendamentele privind Brexitul. Un grup de activiști care militează împotriva schimbărilor climatice a organizat un protest în galeria publică a Camerei Comunelor. Cei 11 protestatari au intrat în sală, s-au urcat în galeria dedicată publicului și s-au dezbrăcat până la chiloți. Ei aveau mesaje de protest inscripționate pe corp. Influențați sau nu de cele întâmplate, parlamentarii au respins cele 4 variante propuse pentru Brexit.
Vă reamintim acum principalele subiecte ale zilei. Cristian Borcea a fost dus aseară de urgență la Spitalul Floreasca în urma unor probleme cardiace. El este internat pe secția de chirurgie cardiovasculară și momentan este în grija medicilor, care spun că starea lui este una stabilă. Omul de afaceri trebuia să se prezinte în această dimineață la instanța supremă pentru a fi audiat în dosarul lui Nicolae Onțanu. Fostul președinte al clubului Dinamo este închis în prezent la penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat în luna februarie la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor împreună cu Radu Mazăre. Nu este însă prima dată când ajunge la spital. În anul 2012, Borcea a suferit o intervenție pe cord deschis tot la Spitalul Floreasca, iar operația a fost un succes. Un jandarm care lucrează la tribunalul Arad și un angajat al companiei de apă din oraș sunt acuzați că ar fi abuzat sexual mai multe minore aflate într-un centru de plasament. Jandarmul a negat toate acuzațiile în fața șefilor săi și la fel a făcut și celălalt bărbat în fața anchetatorilor. Ancheta continuă în acest caz și este coordonată de procurorii militari și civili. Deși directorul Companiei Naționale de Drumuri a promis public în urmă cu 2 săptămâni că începând din 1 aprilie vor începe lucrările de asfaltare la DN5, drumul care duce spre Vama Giurgiu, acest lucru nu s-a întâmplat. Iar noi am rămas doar cu promisiunile și cu gropile de care șoferii se plâng de ani de zile. De la promisiunea directorului și până astăzi nu s-a schimbat nimic. Niciun utilaj nu e acolo, niciun muncitor, nimic care să dea de bănuit că directorul s-a ținut de cuvânt. Fostul tenismen Ilie Năstase și-a găsit jumătatea pentru a 5-a oară. Este hotărât să-și refacă viața și să se recăsătorească. De data aceasta, Ioana Simion este cea alături de care Ilie Năstase și-a găsit liniștea după divorțul controversat de Brigitte Sfăt. Povestea de dragoste pe care Ilie Năstase o trăiește alături de Ioana durează doar de câteva luni, însă timpul nu este un impediment pentru cei doi îndrăgostiți. Fostul tenismen a declarat că nunta va avea loc în vara acestui an. Cei doi își vor uni destinele pe 17 august în stațiunea Mamaia. Un tir a fost lovit în plin de locomotiva unui tren marfar la Fetești, la ieșirea din oraș spre Movila. Șoferul tirului, un bărbat din Bulgaria, nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată. În urma impactului puternic, locomotiva a fost distrusă și 2 stâlpi de la linia de contact au fost rupți. Mecanicul locomotivei și șoferul tirului au primit îngrijiri medicale și au refuzat să fie duși la spital. O macara de mare tonaj a ridicat locomotiva deraiată, dar și tirul de pe șine, iar la această oră circulația blocată la momentul accidentului se desfășoară în condiții normale. Un pui de urs polar din Berlin a primit numele clubului de fotbal Hertha. Ursul s-a născut la grădina Zoo din Berlin la 1 decembrie anul trecut. Prima lui apariție publică a stârnit un val de simpatie și entuziasm din partea publicului. Puii de urs polar sunt extrem de fragili, mai ales în primele săptămâni de viață. Mama micuței Hertha a pierdut alți 3 pui în mai puțin de 2 ani. Fiecare naștere a unui urs polar la grădina Zoo din Berlin aduce o imensă bucurie locuitorilor de aici. Emblema orașului este un urs, la fel ca și mascota renumitului club de fotbal din prima ligă din Germania. Ursul polar este clasificat ca vulnerabil de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Trezorierul PSD Mircea Drăghici a fost pus sub acuzare de DNA. Acesta a fost astăzi audiat în dosarul în care procurorii anticorupție investigează modul prin care Partidul Social Democrat a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorală Permanentă. Acesta a reacționat ulterior și a spus că DNA nu are astfel de competențe și că în această țară nu Direcția Națională Anticorupție decide în ce condiții închiriază un partid un imobil.
Vremea s-a răcit astăzi în toată țara și vântul prezent în mai multe regiuni a accentuat senzația de rece. La meteo, în această seară, aflăm ce urmează. Câteva informații ne aduce chiar acum Lili Braga. Lili, bună seara! Cum va fi vremea în continuare? Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. În mijlocul săptămânii păstrează vremea rece și vom simți temperaturi mai generoase abia de vineri încolo. Totuși, vântul pare neobosit în sudul Banatului și în Carpații meridionali. În sudul Banatului, vântul va fi activ și în această noapte, cu rafale care vor ajunge la 70-80 de km pe oră. Va fi o noapte rece, mai rece decât noaptea trecută și se anunță temperaturi minime de la minus 8 grade în depresiuni până la 7-8 grade în dealurile vestice. Va fi brumă din loc în loc în nordul, centrul și estul țării. Mâine vom avea o zi însorită și rece pentru această perioadă în unele zone, dar cu temperaturi apropiate de cele normale în altele. La meteo vedem exact ce valori termice se anunță, dar și unde apar precipitații. Vă aștept în scurtă vreme. Andreea? Lili, îți mulțumim. Meme Stoica, atac dur la rivala CFR după arbitrajul ciudat al lui Hațegan, nebunie în fața casei lui Tamaș după ce fundașul a fost eliberat și Halep are planuri mari în Fed Cup. Iată cele mai importante subiecte din sport. Cine era beneficiarul acestui rezultat de egalitate? FCSB-ul acuză pe CFR Cluj că influențează lupta la titlu. Roșalbaștri au luat foc după golul anulat lui Benzar. Șepși și Viitorul s-au anulat, la fel ca în ultimul meci direct. Cu gândul la cupă, Hagi a lăsat acasă 8 jucători. Important e că echipa juca bine, trebuia să câștigăm. Nebunie în fața casei lui Tamaș după ce a fost eliberat. Putea să ajungă la Real, spune Becali despre Tamaș. I want to say thank you very much to the guards from the prison, because they helped me a lot not to get depressed and to be alone, you know? Papa Francisc e fan Messi, argentinian și el. Papa vorbește despre comparația dintre Messi și Dumnezeu. În teorie este un sacrilegiu, nu se poate decir. Eu nu lo creo. Vă lo crezi? Eu sí. Eu nu. Simona Halep își face planuri pentru calificarea în Fed Cup. Românca a urcat din nou pe locul 2 WTA. Eu sunt concentrată pe ceea ce am eu de făcut, să-mi câștig punctele pentru țară. Și Spalletti și-a pierdut răbdarea. L-a pus la zid pe Icardi. Golgheterul lui Inter refuză prelungirea contractului. Mediare cu un calciatore per fargli mettere la maglia del club che amano e per il quale vivono come gli interisti è una cosa umiliante. Mai multe în doar câteva minute la Jurnalul de Sport. Doamnelor și domnilor, focus se încheie aici. O seară liniștită vă doresc pe mâine.